Foarte, foarte pe scurt, care e nivelul de curs pentru euro estimat la finele acestui an, dacă aveți asemenea estimări? Domnul Ne îndreptăm Rădulescu. Undeva spre 4,65-4,7, cu perspectiva unui curs mediu-anual în acest an de 4,56, curs mediu-anual de euro la anul 4,65, cu posibilitatea atingerii unui maxim, să spunem, în începutul anului viitor, în primul trimestru, de 4,74. Lipocor? Circa 4,64, cred că vor fi anul acesta la final. Cred că vom vedea spike-uri spre 4,7, dar mă îndoiesc că vor fi consistente și vă spun și de ce. Pentru că dacă perspectiva inflației presupune că autoritatea monetară trebuie să aibă o reacție și toți asumăm că o va avea, asta presupune implicit că diferențialul de dobândă între România și mediul extern va fi mai mare, ceea ce va atrage capitaluri. Ceea ce va redresa sau va tempera posibile fluctuații. Altfel, pentru moment, deficitele sunt în creștere accelerată, dar încă sunt la niveluri gestionabile. Avem 3% la deficitul extern. Ok, el poate să se dubleze într-un an de zile dacă nu vom fi precauți și săbuiți, ca să zic așa. Dar altfel nu. Eu am încredere în leu, am spus-o întotdeauna. Am primit întrebări de la diversi, până și prieteni, și am spus întotdeauna, am încredere în leu și continui să am încredere în leu. Nu desconsider, Doamne ferește, alte monede, dar, repet, pentru a patra oră, cred, am încredere în leu. Aș zice că la nivel de presiune, acum am vorbit despre percepția investitorilor străini, există o presiune de depreciere asupra leului. De asemenea, există această schimbare de paradigma a băncii naționale dinspre a ține dobânzile ceva mai, o plajă mai largă în jurul dobânzii de politică monetară, pe care au schimbat-o în sensul că acum vor să ancoreze tot mai bine dobânzile din piață la dobânda de politică monetară. Pe de altă parte, guvernatorul a menționat o flexibilitate ceva mai mare la nivel de curs. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să vedem un curs mai depreciat până la finalul anului, dar în orice caz să vedem o volatilitate mai mare a cursului. Mai depreciat până unde? Cam care ar fi? E greu de spus, pentru că depinde foarte mult și de contextul extern. Cum v-am zis, contează și percepția externă. Eu nu m-aș duce înspre 4-7, dar undeva 0,5% în jurul nivelului de astăzi, probabil mai degrabă spre depreciere ar fi rezonabil.